Sătuisându-le calvarul, de ani de zile localnicii au mers la ședința din februarie a Consiliului Local atunci când s-a aprobat bugetul, dar se pare că revolta lor nu a avut niciun efect. Acum strada este din nou acoperită de apă, plină de gropi și noroi. Plătitori de taxe și impozite, contribuabili la bugetul Câmpinei, oamenilor li s-a spus că primăria nu asfaltează nici măcar o bucată de stradă, până când Hidroprahova nu vine să finalizeze lucrările de canalizare. Prin asta trec în fiecare zi șoferii care își distrug mașinile prin gropile adânci, chiar și de zeci de centimetri. Fericire pentru administrația locală din Câmpina, revolta localnicilor este întemeiată. Strada Buciumului nu a fost asfaltată niciodată și pentru asta nu au scuze. Pentru a reuși să ajungă la serviciu sau la școală, cu toții trebuie să încalțe cizme de cauciuc, pe care le lasă în capătul străzii la un localnic.